Hai să vedem care sunt avantajele acestei metodologii de încercare, de testare. Avantajele sunt în felul următor. Îi silențios, rapid și curat. Foarte important într-o construcție, mai ales dacă avem finisaj. Adică se poate interveni și când clădirea este finisată. Poți să vezi pe o clădire care are deja un grad ridicat de finisare. Nu trebuie să fie neapărat chel cum e acum. Ajută? Bineînțeles că ajută, dar informații se pot dobândi cu aceste aparate la orice tip de clădire, indiferent de stadiul de finisare, de la roșu până la complet finisat. Adică dacă cineva își cumpără un imobil nou, care este, mă rog, pentru el este o achiziție nouă, dar el este finisat, poate să facă o astfel de expertiză. Fix cum era camera cu termoviziune prin care putem să vedem cum se comportă din punct de vedere termic o clădire, așa putem să vedem cu astfel de instrumente cum se poate comporta din punct de vedere structural. Bine, pe baza unui proces mult mai complex, pentru că se fac astfel de măsurători, se face după aceea un raport de încercări, raport de testare, raport de încercări, expertiză tehnică și așa mai departe, dar clar ajută la achiziția unei clădiri, să-ți dai seama că nu cumpere o șandrama șubredă. Da, într-adevăr ajută și la clădiri noi construite, dar punctul forte al acestor tehnologii e domeniul de expertizare. Pentru că indiferent dacă ai sau nu proiect, tu poți să oferi informații despre acea structură fără să fie necesar să faci un număr mare de încercări destructive, să fie necesar să spargi 20 de stâlpi. Cu aceste tehnologii spargi un stâlp și faci 20 de scanări la toți cei 20 de stâlpi. Deci tehnologia vine cu un foarte mare avantaj de a nu strica mai tare structura pe care o vrem să o... Da, de a strica minimul necesar din structură. Un pic, acolo. Da. Cât să calibrezi aparatul și să fii sigur că ceea ce faci e corect. Dacă în perioada următoare te gândești să-ți faci o casă și îți dorești să ai control pe buget, pe timp și pe calitatea execuției casei tale și simți nevoia să interacționezi cu o comunitate de specialiști care să-ți răspundă la toate întrebările, să știi că am lansat un program de asistență pentru construcția casei tale în care am adus la oaltă mai mulți specialiști implicați în toți pașii de realizare a unei construcții cu care poți interacționa direct și la care poți să afli informații corecte și clare pentru a avea o casă sănătoasă și a te putea bucura de ea în timp. Te poți programa la o discuție 1-1 cu colegii mei pentru care ai la dispoziție un link în descrierea acestui material video care te va duce la o pagină dedicată unde ai toate detaliile pe care trebuie să le parcurgi pentru a interacționa cu echipa mea. Până atunci, nu uita să te abonezi și la acest canal să știm că facem treabă bună.